Bună dimineața! Good morning! Ținând cont de locul în care am fost în ultimele zile, am trebuit să spun și salam aleikum. Mai ales că, înainte de a intra în sală, vorbeam cu organizatorii și le spuneam că peste tot unde am fost, în Arabia Saudită, Emirate, Kuwait, Qatar, toată lumea îmi spunea, vrem să venim în România. De ce nu ne spuneți mai mult despre cum, unde, cât costă, ce... Asta cu costul, de fapt, îi interesează cel mai puțin pe cei de acolo. Dar mai ales serviciile pe care România le oferă și am încercat să fiu și eu un promotor al turismului în România, readucând aminte despre delta, despre munți, despre locuri și facilități turistice. Cred însă că există, așa cum spunea și domnul Pârjol, un potențial pe care nu l-am folosit niciodată, dar pe care sper ca dumneavoastră să puteți să-l folosiți, iar noi doar să vă încurcăm cât mai puțin și acolo unde putem să vă și sprijinim. Vreau să mulțumesc pentru invitație, să spun că am dorit să particip, pentru că în sfârșit, după foarte mulți ani, putem într-adevăr să spunem că am și făcut câte ceva pentru turismul din România. Nu doar am promis, nu doar ne-am lăudat sau ne-am plâns, ci am reușit cu sprijinul în special al reprezentanților dumneavoastră și al celor care mi-au fost aproape în guvern, în diverse poziții, domnul Gianu în mod special, să luăm câteva măsuri aparent simple, dar care sper să însemne pentru industria de profil din România acel sprijin de care aveți nevoie. Începând cu adoptarea acelui TVA pentru pachetele all-inclusiv, mai departe cu reducerea TVA pentru toate produsele agroalimentare, dar și pentru serviciile de aceeași natură, cu înscrierea în noul acord de parteneriat și, practic, bugetul alocat României 2014-2020 a unor fonduri nu suficiente, bineînțeles, dar importante atât pentru infrastructura publică de turism, dar și pentru proiectele private. Și o idee la care nu vreau să renunț, deși cu siguranță că va naște multe discuții, ne va aduce curtea de conturi pe cap, să vă pregătiți pentru asta, și anume transformarea cu adevărat a ceea ce a fost până acum Autoritatea Națională de Turism, o instituție birocratică și o instituție greu de conectat la ceea ce înseamnă un domeniu atât de dinamic, într-un parteneriat public-privat, din punctul meu de vedere, singura soluție pentru a promova cu adevărat, pe de o parte, legislație, un cadru fiscal adecvat și promovarea turismului românesc. Nu cred că România va fi în situația doar printr-o instituție publică să se promoveze extraordinar. Cred că doar printr-un parteneriat public-privat, înțelegând necesitățile, înțelegând modul de promovare în secolul 21, într-o piață atât de competitivă la nivel mondial, putem într-adevăr să folosim potențialul pe care îl avem. Interesul, l-ați auzit acest lucru de sute de ori, interesul este uriaș. Și ține până la urmă de noi să băgăm în traistă ceea ce ni se oferă prin simplu fapt al oportunităților pe care le avem prin natură sau prin voința divină. Există acest interes. Pot doar să vă spun că în ultimele zile am discutat cu liderii administrativi la nivel de CEO al celor mai mari companii din regiunea Golfului. Qatar Airways își dublează numărul de curse pe zi. Emirates își face un zbor direct alături de Fly Dubai, la fel și Etihadul. Nu mai vorbesc de cei mai apropiați de noi, Turkish Airlines, care mi-au spus foarte clar că 3 zboruri pe zi nu le sunt suficiente, au un potențial mult mai mare și vor și există interes pentru a dezvolta transportul către România.
Important este ca de la aeroportul internațional București-Otopeni să știe exact unde merg, în ce direcție, unde, ce servicii li se oferă și care este calitatea acestor servicii. Și sunt absolut convins că prin eforturile pe care dumneavoastră le faceți și, repet, cu un pic de sprijin de la guvern, cu mai puține încurcături și birocrație, veți reuși cu siguranță să faceți acest lucru. Vreau doar să vă urez succes și, în final, să mai adaug ceva care e la fel de important din punctul meu de vedere. Cred că turismul de calitate și competitivitatea companiilor corecte este direct proporțională cu combaterea celor care inevitabil perturbă o piață corectă și care cred că prin evaziune fiscală pot să obțină venituri mai rapide și mai ușor de gestionat decât cei care plătesc taxe și impozite, cei care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația. Nu sunt atât de naiv, după 3 ani de guvernare, să nu știu că atunci când te hotărăști să ataci o problemă atât de dificilă în România, nu vei stârni deodată o mulțime de reacții adverse. Așa cum nu sunt atât de naiv încât să cred că ANAF-ul și instituțiile statului sunt deodată perfecte, cu zâmbetul pe buze și cu dorința doar de a sprijini în mod prietenesc desfășurarea unor afaceri. Dar principiul în care eu cred și pe care îl voi promova până în ultima zi de exercitare a mandatului este acela că evaziunea fiscală reprezintă o mare problemă nu pentru guvern, ci mai ales pentru companiile corecte. Mai ales pentru client, pentru consumator, pentru cel care beneficiază de servicii. Știam că bătălia nu va fi nici scurtă și nici ușoară. Cunosc foarte bine faptul că în România inspectorul fiscal e un personaj negativ, de la jupuitul cu foncirea lui Moromete, care trebuie gonit din curte întotdeauna, până la personaje care se dovedesc fictive, care umblă cu sute de mașini și blochează autostrada și alte legende și fabule obișnuite în mitologia românească. Asta o spun în special pentru români, nu știu cum veți traduce în engleză, mai ales jupuitul și Moromete, dar cu siguranță mesajul va ajunge și la prietenii noștri din afara României. Știu foarte bine că întotdeauna se va găsi un jurnalist prieten care să susțină, să-i susțină pe cei care fac evaziune fiscală, că face și el un ban. O să aud din nou povestea cum ne mutăm în Bulgaria. Sau, nu știu, într-o altă țară. Eu cred că nici în Bulgaria nu trebuie să faci evaziune fiscală. Și, sigur, e treaba guvernului de acolo. Toate aceste lucruri pot fi combătute și mai ales activitatea inspectorilor fiscali poate fi clar îmbunătățită. Dar vreau doar să... sigur, știu și chestiunea cu pierdem voturi. M-am hotărât în 2015-2016 să fac ceea ce trebuie, chiar și cu riscul de a pierde voturi. Important este ca sprijinul dumneavoastră, al celor care plătesc taxe, al celor care respectă legile, al celor care vor stabilitate și predictibilitate, să fie pentru această idee corectă și sunt convins că într-o perioadă mai scurtă de timp decât ne așteptăm, efectele benefice vor reprezenta principalul argument. Îmi spunea, ca să dezvălui sursa pe Florin, îmi spunea că într-o singură seară un club faimos din Mamaia a avut încasări cât tot sezonul trecut. Și mă gândeam, uite ce bine, românii dintr-o dată s-au hotărât să consume într-o seară mai mult decât tot anul trecut. Sau poate că nu era chiar așa. Important este că deodată pentru casele de marcat este listă de așteptare, că deodată aleargă chelnerul după tine cu bonul fiscal. Sunt transformări pe care eu le consider benefice pentru societatea românească și sunt lucruri cu care turistul internațional s-a obișnuit deja și pe care noi trebuie să le oferim la nivelul
și la modul de civilizație pe care ne-l dorim cu toții. Așa încât, cu partea bună a reducerilor de TVA, a taxelor, a cozilor de la bariera de la Cernavodă, a controalelor abuzive, asta e partea bună. Și cu partea, să zic, un pic mai restrictivă, a dorinței de a combate evaziunea fiscală, plus efortul dumneavoastră, care face cu siguranță 90% din tot ceea ce putem să obținem, sunt absolut convins că anii următori, turismul în România va fi în sfârșit, după foarte mulți ani, acel pariu câștigat de care are nevoie întreaga țară. Vreau să vă mulțumesc pentru efort, să vă felicit pentru încăpățânarea cu care ați rămas în domeniu și să vă asigur că și atunci când guvernul greșește, o face din neștiință și consultându-se cu lumea privată, putem să îndreptăm aceste lucruri. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în discuțiile de astăzi.